Partidul Liberal trebuie să asume responsabilitatea pentru Dorin Drăguțanu, care a fost figurantul și este figurantul principal în furtul miliardului, pentru Yuri Chirinciuc, ministrul la transport care a recunoscut actele de corupție pentru Nistor Grozavu, vici primarul orașului care a recunoscut și l-a băgat în belea pe Dorin Chirtoacă și pentru tot actul de guvernare care a fost, și pentru țicul la Ministerul Tineretului, atunci trebuie să ne asumăm răspunderea. Oh, a primit un mandat din partea noastră la Ministerul Tineretului. Această retorică a răsunat din partea dumnealui și în campania electorală pentru municipiul Chișinău.